Vreau să citesc din plângerul lui Ieremia, capitolul 3, versetele 21 până la 25. Plângerul lui Ieremia, capitolul 3, versetele 21 la 25. Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Unătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt și se noiesc în fiecare dimineață și șoșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu. De aceea nădăjduiesc în el. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în el, cu sufletul care îl caută. Amin. Amin. Mai vi se reocupați locurile. Mihail Sadoveanu scria domnul Trandafir, opera domnul Trandafir, pentru că își aducea aminte de vechea școală din care a făcut parte, și mergând în vizită în satul respectiv, zice: Nici măcar n-am vrut să văd noua școală, și înaltă, acolo unde studiază copiii acum, ci s-a dus în locul gol unde era școala altă dată. No, așa era Ieremia în momentul acesta. Era în Ierusalim și se întrista de ceea ce a fost Ierusalimul odată. Și nu mai era. Pentru că în momentul respectiv era distrus în urma pedepsei lui Dumnezeu. Și într-un context de genul acesta să vorbești despre bunătatea lui Dumnezeu e mult e foarte mult. Dar asta e ceea ce vreau să vă spun această dimineață. Că Dumnezeu este bun. Și vreau să vă aduc câteva argumente în sensul acesta și să vă arăt în ce fel este cel puțin Dumnezeu bun. îți doar câteva, sunt multe de fapt. Și vreau să acopăr practic în 10 minute o perioadă de 1400 de ani. La ce mă refer? Aș vrea să parcurg perioada Geneza 12 până în plânge lui Ieremia. Pentru că Dumnezeu este Cel care a vorbit lui Avram și între Avram și momentul acesta sunt o perioadă de aproximativ 1400 de ani. Și exemplul care vreau să vi-l dau este poporul Israel care a fost ales de Dumnezeu și Dumnezeu a umblat-o până cu ei. Bineînțeles că a fost un mers întortocheat, un mers împiedicat, dar un mers, un mers peste care Dumnezeu planează ca fiind bun. Și sunt câteva aspecte pe care vreau să le subliniez în sensul acesta. În primul rând, Dumnezeu este bun pentru că ne vorbește. Și vreau să vă explic cât de valoros este lucrul acesta. În Geneza, capitolul 12, când Dumnezeu a vorbit lui Avram. Să știți că până în momentul respectiv oamenii au fost răi. Au fost răi. Știți până la ce nivel? Până la nivelul în care Dumnezeu, Dumnezeu regreta Dumnezeu regreta că l-a făcut pe om. În capitolul 6 din Geneza, deci după 5 capitole numai, Dumnezeu regrete că l-a făcut pe om din pricina răutății omului. Și după aceea vine potopul. Și Dumnezeu zice, nu o să mai fac lucrurile în felul ăsta. Și chiar dacă Dumnezeu spune astfel de lucruri, oamenii continuă să fie răi. Care e problema cu turnul Babel? Păi problema cu turnul Babel este că Dumnezeu spune una și oamenii fac alta. Dumnezeu zice, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și oamenii zic, nu, ne adunăm împreună și ne, ne facem un turn până la cer. Și Dumnezeu se duce la ei și vede că nu vor să se oprească. Și Până în capitolul 12 poți să dovedești foarte clar cât de răi suntem noi oamenii. Și după aceea vine Dumnezeu și vorbește. Deci faptul că Dumnezeu se apropie de noi și ne vorbește, să știți, este o bunătate care noi nu o merităm, dar El o arată față de noi. Și acum vreau să vă întreb un lucru simplu de tot. De câte ori va vorbi Dumnezeu până acum? De câte ori va vorbi Dumnezeu? Știți de ce ți-a vorbit? Nu pentru că meriți, ci pentru că te iubește. Al doilea lucru. Dumnezeu a făcut un plan. Și când se prezintă înaintea lui Avram, îi vorbește potrivit acestui plan. Acum, cei care știți deja Vechiul Testament, noi locuim în perioada Noului Testament, acum e mai ușor, într-un fel, să înțelegi planul lui Dumnezeu. Și... Aveam vedere pe Hristos. Este un plan complex. Întotdeauna planurile Lui Dumnezeu sunt profunde și sunt complexe. De asta sunt în anumite situații în care nu pricepem nimic. Pentru că noi vedem o pătrățică din ce este acolo și zicem, nu înțeleg. Da, nu înțelegi, pentru că Dumnezeu este profund, este complex. Dar uitați-vă, când Dumnezeu vorbește lui Avram, Dumnezeu nu îi spune tot planul. Și atunci e foarte important când, când Dumnezeu îți vorbește, tu trebuie să ai încredere în El. Dacă auzi glasul lui Dumnezeu, trebuie să ai încredere în El. Că știe Dumnezeu ce îți vorbește și de ce îți vorbește. Și că ceea ce spune să faci are un rost. Dar faptul că Dumnezeu face un plan, să știți că dovedește tot bunătatea Lui. Și de ce? Pentru că eu sunt rău și Dumnezeu vine cu o viziune și zice, uite, asta e viziunea mea pentru tine. Asta este planul meu pentru tine. În cazul nostru, de exemplu, modul cel mai copilăresc explicabil, de explicat este în felul următor. Dumnezeu vrea să te ducă în cer. ăsta e planul lui Dumnezeu. Și atunci El îți vorbește potrivit cu acest plan. El vrea să te ducă în cer. Și El știe ce trebuie să-ți vorbească ca tu să ajungi în cer. Nu știe nimeni drumul cum va fi, că e o prelucrare care o face Dumnezeu. Și nu să ne explice toate lucrurile prin care vom trece. Toate încercările prin care vom trece dar el, ceea ce ne vorbește ne vorbește potrivit cu un plan, cu o viziune am văzut de exemplu adolescenți și mâine o să fie discuția asta iară că chestia asta, o știm cumva că Dumnezeu are o viziune pentru noi dar nu e suficient să știi că Dumnezeu are o viziune pentru noi trebuie să o asimilezi viziunea este puteți să observați legat de bunătatea lui Dumnezeu bunătatea lui Dumnezeu este potrivită cu mărăția lui, cu, cu ceea ce este el, este o bunătate părintească. Nu este o viziune dictatorială, ci este o bunătate părintească. Al treilea lucru, și este un lucru foarte important, este că, și asta se poate observa în istoria poporului Israel, este aducerea poporului la legământ. Deci nu-i doar o vorbire, nu-i doar un plan, ci în planul acesta te aduce pe tine și ne aduce pe noi la legământ. Acum, ce înseamnă legământul acesta? Legământul acesta poate să fie privit și ca o socoteală între noi și Dumnezeu și cum Dumnezeu aduce lucrurile în ordinea care trebuie să fie. Iisus Hristos moare pentru păcatele noastre și tu ești îndreptățit prin jertfa Domnului Iisus Hristos să poți să stai și tu cu fața curată înaintea Lui Dumnezeu să zici, Doamne, îți mulțumesc că m-ai iertat. Și atunci este o parte de corectitudine a lucrurilor, dar vreau să, vedeți partea cealaltă. Legământ, și ce se este până la urmă? Este că vrea Dumnezeu să te aducă într-o legătură să te aducă într-o legătură și într-o relație cu El. Nu e vorba doar de o vorbire și de o ghidare a ta, de o orientare a ta spirituală, ci este vorba despre a intra într-o relație și într-o legătură cu El. Și vreau să vă citesc un verset care este din, din momentul în care s-au întâlnit ei cu Dumnezeu acolo, la Muntele Sinai, Deuteronom 8:4. Uh, scuze, nu te turnul, uh, Exodul 19 cu 5 zice, acum veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele. Și asta vrea Dumnezeu foarte mult, ca tu să fii a Lui. De aia să știți, o căsătorie nu e un contract. Pentru că într-un contract, când unul greșește, poți să rup contractul, nicio problemă. Ești îndreptățit să o faci. O căsătorie este un legământ. Este o legătură. Este o legătură care trebuie să fie o legătură foarte puternică. Și Dumnezeu îți zice: Vreau ca tu să fii al meu. Tu să fii al meu. Și dacă vreți să vedeți intensitatea legăturii, puteți să citiți Cartea Osea. Și vezi acolo oameni care se compromit, un popor care se compromite. Și Dumnezeu îți zice: Hai acasă. Și vine acasă, o stă un pic și după aceea se duce din nou și se compromite. Și Dumnezeu îți zice din nou: Hai acasă. Și este acel bărbat care tot insistă la soția lui, hai acasă, așa e Dumnezeu, zice el, așa sunt eu. Voi sunteți răi, tot vă compromiteți, cădeți în păcate și eu vă tot spun, haideți acasă. Pentru că ceea ce își dorește Dumnezeu este această legătură dintre tine și El. O legătură puternică care să nu rupă nici diavolul, nici lumea, nici firea ta pământească și nimic din, din universul acesta. Ioan trăit cu 16. Îl știți. Fiindcă atât de mult fiindcă atât de mult, fiindcă înseamnă motivația pe care o are Dumnezeu. Dumnezeu este motivat în ceea ce face, nu face așa numai să scape de tine. El tot ce face, face motivat. Și zice Scriptura, atât de mult, vă întreb, cât de mult, atât de mult, cât de mult, păi atât de mult, atât de mult încât l-a dat pe Iisus Hristos, cât de mult, atât de mult te iubește Dumnezeu. Pentru că te vrea cu adevărat pentru El, este acea legătură care trebuie să fie reală, invizibilă pentru ceilalți oameni, dar reală în viața ta. 4. Și asta este iară fascinant. Dumnezeu face planul, te cheamă în această legământ cu El, dar vreau să știi că tot El este Cel care te va ajuta să duci planul acesta la îndeplinire. De exemplu, Dumnezeu i-a scos pe poporul Israel din Egipt cu putere și cu minuni și cu lucruri deosebite, dar nu s-a așezat în granița Egiptului și le-a spus așa, vedeți, Cananul este cam în direcția aia, nu, no, drum bun, și s-a făcut cu mâna. Le-a făcut așa? Nu. Dumnezeu, pentru îndeplinirea acestui plan, a fost alături de ei în fiecare zi. Vreau să răspundeți cu vocetare: în ce fel a fost Dumnezeu cu ei în toată călătoria aceasta? Prin nor, Da? În fiecare zi, ziceți. Da. Alte, alte aspecte. Le-a dat mană din cer. Deci le-a dat mâncare în pustie, da? Le-a dat apă din stâncă atunci când le-a fost sete. A despărțit Marea Roșie ca să poată să treacă ca pe uscat. A biruit, deci îi vineau din pustie, da? Nu vin din pustie plin de putere, că în pustie e greu într-un fel. Dar a biruit alte popoare dacă a fost nevoie să stea în fața lor. Și vă citesc un alt verset, Deuteronom 8 cu 4. Haina, zice Dumnezeu, nu ți s-a învechit, pe tine și nici nu ți s-au umflat picioarele în timpul acestor 40 de ani. Și dacă e cineva care se întreabă, mă, mă ajunge pe calea asta, dar eu știu dacă mă țin. Tu nu te poți ține. Dar să știi că Dumnezeu când îți vorbește, îți vorbește potrivit cu un plan, te cheamă într-o legătură cu El, dar să știi că va fi cu tine în fiecare zi. Nu te va lăsa. Pentru că Dumnezeu este bun și te iubește mult. Și încă un lucru pe care vreau să-l menționez și am încheiat, este punctul 5. Vreau să știi că și că pe diafsa, sau cum să spun, multe alte lucruri care într-un fel le merităm, le amână la maxim. Și aici mă refer într-un mod special la oamenii foarte răi, că poate vă întrebați de ce există atât de mult rău în lumea asta. Și te la câte un om care, măi, rău, mă, rău, rău din care afară, Deci că merită asta numai ce mai rău din lumea asta. De ce Dumnezeu îl îngăduie? Pentru că Dumnezeu este bun. Și vă dau două argumente în sensul acesta. Dumnezeu se întâlnește cu Avram în Geneza 15 și zice 400 de ani voi veți fi robi. Zice pentru că încă paharul amaleciților acelor din Canaan încă nu s-a umplut. Deci Dumnezeu i-a lăsat pe oamenii ăia de acolo încă 400 de ani cu posibilitatea să se întoarcă la el. Și doar după aceea a fost și o judecată. Dar și în cazul izraeliților a fost exact la fel. Între împăratul David, de exemplu, și vorbim pe linia de împărați, și momentul ăsta plângerii lui Ieremia, sunt tot 400 de ani. Și știți prin ce, prin ce au trecut oamenii aia? Prin ascultare de Dumnezeu, generație după generație, cu excepțiile de rigoare. Și ai prorocii Isaia la Maleachi, da? Cât e? 4 plus 2, plus 12, 16 proroci. Și citești unul și doi împărați și ei pe ăștia și îi pui așa, și practic o să vezi că a fost o perioadă în care Dumnezeu le-a vorbit foarte mult. Și le-a spus, întoarceți-vă la mine, întoarceți-vă la mine, întoarceți-vă la mine. Și au trecut cel puțin 400 de ani și au zis, totuși, nu ne duce ne pe drumul nostru. Și atunci a fost, într-un final, judecata lui Dumnezeu și avem plânge lui Iremia. Vreau să vă pun o întrebare și cu asta vreau să-și închei. De ce încă n-a venit Domnul Isus? Eu îmi doresc foarte mult să vină Domnul Isus. Și istoria se va încheia și va fi, totul va fi ca o amintire. Că zice și pământul se strânge ca un sol. Cum se strânge pământul ca un sol? Păi înainte lui Dumnezeu se strâng lucrurile ca un sol. Și tot ce știm noi astăzi va fi o amintire. De ce nu vine încă Domnul Isus Hristos? Știm răspunsul. 2 Petru 3 cu 9 Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii. Și are un de lungă răbdare pentru voi și dorește ca nici niciunul să nu piară. El știe că dacă vine, a început sfârșitul. Și dorește ca niciunul să nu piară și tot să vină la pocăință. Și când zice la pocăință, nu se referă la o religie, ci se referă la relația ta cu Dumnezeu, la împăcarea ta cu Dumnezeu. Faptul că încă n-a venit Domnul Iisus Hristos este tot pentru că Dumnezeu ne iubește. Domnul este bun și îndurător. Sunt multe versete gemene în psalmi. Psalmul 34, 100, 106, 107, 118, 135, care spun așa. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul căci este bun. Căci îndurarea Lui ține în viață. Fii foarte atent la ce spun acum. Îndurarea lui Dumnezeu ține în viac. Dar dacă tu nu profiți de această îndurare, la un dat îndurarea lui Dumnezeu se va termina pentru tine și va continua doar pentru cei care îl caută. Fii foarte atent. Sunt două categorii de oameni. Toți beneficient de bunătatea lui Dumnezeu. Dar la un dat, pentru unii se va termina în judecată pentru că n-au profitat de această bunătate a lui Dumnezeu și pentru cei care l-au căutat și au intrat în legământ cu el, va continua. Pentru că bunătatea lui ține în viac. Și Dumnezeu să ne ajute ca atâta vreme cât se spune astăzi, să înțelegem că bunătatea lui Dumnezeu, care este față de noi, ne trebuie să ne îndemne la pocăință. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.